Vedeți ușor să nu vă ciocniți. Ce ai acolo, patron? Gustă. Ai... Ce ai acolo? Tobe. Faci tobă? Da. E bună. Hai, ține, ține asta. Trebuie să nu fie apă. Dacă e apă. Să le spui aici la prieten cum să face toba, ia să le explici. Aia ce e acolo, patron? Ai? Aia ce e acolo? Care? Aici, să ne explici ce e. Burta. De se umple burta. Da. Mi-e frică să nu miroase pește, ține. Mi-e frică de nu bag mâna că băgai pește. Tu trebuia tate să bag mâna. Nu ai, nu pot, patronă, că mi-e rău după aia toată ziua. Uite, ieri am băgat mâna în pastramă. Mi-e frică să miroase pește. Am băgat mâna în pastrama aia și eu, dacă nu se pot cu aia, mi-a fost rău. L-am văzut. Du-te pe el pe masă, în foișor. Păi nu, că mi-am acolo. Lasă-l. Du-te, bagă-l aici în bucătărie. Că nu mai am unde să-l ține. Păi și unde îi pun să-l ține? Dar ține mea. Pune-i cricu. Să mă dau. Pune-i cricu. Dar vezi ușor cu trotineta, că mergi ca un cu viteză. Și mă trece. Și mereu eu am fata și de aia rămâne. Vezi ușor, te rog. Încet, încet, David, încet. Lasă-o. Ce ai făcut cu peștele? Ce zici? La pește ce pregătire ai făcut? Niște pește leu adusă și cu risică și vreau să facă să rămână. Că nu mai vine risică. Tot așa merge bucătarii să facem tot noi. Și de-ajaba vin că zică fac ei. Da. Și lăsai mâinile din asta și de-aia să-ți nu miroasă pește. Deci până la urmă n-avem niciun bucătar de bază. Da. Și vreau să rămână de pește leu. Nu mai băgat eticatul la negru, că ia să urâd dacă mai băgam pe ăla.
se audă așa. Du-te să dai drumul buteria aia, să scoți aia, dar lasă la mine pe să spare și. Mi se moțe și mâna. Îmi place bucățile mari acolo. Bă, se aude ură pe filmare, Alex. Ușor, Davi, că vă ciocniți. Ia tu turiști de mult. Eu nu prea-mi tu. Mașină de tocat. De mult era în sârmă, în Uiava. Nu prea mășa. Închide ușa, Ioane. Da, bucătarul, el se face tot. Păi uite, dacă ești bucătar, de ce nu faci aici, în locul lui patrona? Hai bucătar, Ioane, că te lau la oameni. Că lau să-i bucătar. Mamă, e ziua matale, mâine pe mine, sărmâna, Doamne ajută, să-ți fac un cadou, un cadou mare. Hai zi, Ioane, că ești bucătar. Da. Ce mor de beat, Ioane, mor de beat. Ce mor de beat? De suc, de pune. Da, de suc. Beau suc, beau apă și... Nu mai beau suc. Păi tu? Păi spune la prieteni adevărul. Beau suc, beau apă, uite mă înțeleg. Spune adevărul, ce a făcut Marian unde te-a luat? Ai pierdut timpul cu el deajeaba. Lasă, dar tu amănunte. Hai, să-mi dau de amănunte. Amănunte, nu, te rog. Păi ce a făcut? Mă rogi, dar ce a făcut Marian? Nu trebuie să dai cu... A pierdut timpul deajeaba cu tine. N-are rost să vorbim. Fă matale, ca ta voci. Fă matale, ce vrei matale. Da. O burtă, o codolendară, cădea. Da, Ioane. Cădea zi. Eu muncesc, asta sunt învățată să muncesc eu. Păi, dar eu sunt ca proasta, muncesc pentru toți nebunii. Băi, mamă, eu muncesc pentru toți nebunii și tocmai vinovat. Goaică, când trăia Goaică, spunea... Brei, nu te ram capul meu, te rog frumos, dă-te mai deoparte. Cădeam motorul ăla, guaic, o guaica, te rog. Brei, aude, da, brei. Nu suporta, bărbatul meu nu suporta oamenii puturoși. Da, mă, da, da. Mă. Și eu te-am porci cu el. Da. Aveam 50 de porci, aveam, în 2005. Pe bune. Plecam la, cu cazane, în sate, eu cu matazul, pe bune. Da. Era mic, eram copil, aveam mai mic ca mira. Aveam 20 ceva de... Ce-mi place să mănânc când ai mâncat să mănânc de asta caldă. Da. Era mic, eram copil. Și leu îi place așa. Aici, aici? Aici aveam mai bucătărie. Mai ultimul ladă, dar nu am vrut aici. Să fac, am avut un loc așa, picat așa. Băi, Lie, aici aveam bucătăria. Aici. Și aici aveam deci. Ei, Lie, ți-i explică da, ce eram, e. Da, eram copil, eram mic. Yes. Avea Alin 9, 8 ani și mă duceam la școală cu el, cu Alin. Pe bune. Era mic, era bebeluș ca David. Leo, ce place mie? E pe TikTok. Ușor. Și am luat facultate la... Soacă-ta nici mâine nu vine să ne ajută și pe noi. Nu știu, patroan. Pe bune, Ilie. N-ai vorbit cu el? N-am vorbit. Să vină să ne ajută și mă. Că am crescut-o de mic, am luat-o. Și am învățat. Chiar nu știu ce, că eu nu mă bag. Dacă vrea să vină, vine. Dacă nu, nu.
Spune-i că am fusese, eu o să vin să te ajut, îți dai seama, dar nu știu despre... Nu, să-i spui că am fus, să vină să mă ajut. Mâine și pe mine, să facă și mie sarmalele. Auzi? Da. Îi spus că am fus eu să-mi facă și mie sarmalele, adeiul umplut, că am crescut-o de micuț. Îi spun. Am luat-o, nu stătea fusele pe ea. Și am învățat-o, n-a învățat-o mama ei, eu am învățat-o. Mamă, Doamne, ce mă doare mâna, țăpenim mâna. Și-am mai pus o tobă la fiert. Să mănânc atâta mâncare, dar nu așa suntem noi ca să fie. Ei, ești o ață să legi asta, să leg, s-o legăm și să o duci cu un camă ca să o fierbem. Ce ai zis, sunt sărate ori nu? E bună. E bună ori sărate? Să nu fie sărate rău. Mii de urmăritori. Mă, nu văd în viața mea. Da. Îmi fac bătarul, cum fac pregătirile. Da? 10.000 de oameni. Doamne, nu văd. Hai. La ziua lui David, din cabinet. Ion, Ion de Leaua a venit la ziua lui David, fiind alături de mama ei, fiind mama lui fiind Miela. Da, ai văzut ce au zis prieteni, au și au zis prieteni. Stai să spun. Mama ta, tata tău, mulțumesc, da, da. Ale. Au și au zis prietenii. 10.000 de oameni. Că pe tine nu te-am pus la masă, auzi, acolo. Am mâncat eu tot ce am mâncat și noi, inclusiv tort, din toate torturile am dat lui Ion, nu din ăla. Le-ai servit pe toți, n-am spus. Dacă eu spun. Da. Pe filmare. Au zis că auzi lui Ion. Ai spus că ai servit toată lumea, ai dat și lui Ion. Da, cum să nu-i dau? Bucătar profesionist, cum? Era chiar culmea, nu era păcat, prieteni, cum el să se uite la noi și noi să mâncăm? Doamne, părinte, Alex, la fel, fratele Miela, m-am mulțumit de, mulțumit de mine bombă. Azi, Ioane, ești adevărat bucătar specialist. Am și nuntă. Care tort ți-a plăcut cel mai mult? Care n-am cumpărat noi. Eu cu tine și cu... Cu dolari. Cu Alibaba. Da, a fost șmecher la caramen. Cu Alibaba, da. Toate au fost bune, deși ăla care mi l-a adus mama, da. Și ăla care l-a adus Aristică. Dar și ăla cu dolari a fost spectacol. Cu eu cu tine și cu Alibaba. Da, bine. Ce faci acolo, patron? Coase toba. Ține Ilie. Mi-a zis și Marica, alucină. Ui, Ioane, bă, ai venit la Sihaia, la Guiconea, la Guiconea acasă. Cine așa pe patroana să fac un TikTok aici, la prieteni. La Guiconea acasă, ai venit în concediu. Ia uitați, prieteni, cum să coase toba. Da. Pe bune? Ia uitați ce bună te Jime, ce faci, Jime? Pregătit. Eu ca bucătar, specialist. Bucătarul. Uite. E problemă, colo. Zigane mă iubesc? Păi da, eu dau exemplu.
Da, pe bune! Tu n-ai mai văzut. El n-a mai văzut așa. Vezi? Vezi, ca să nu cade carnea de acolo, se face toba. Trebuie a, e cum făcea în Egipt acolo, buzunare de-alea de pui. Da, da, da. Bă, bravo. Ține-le aici. Eu când făceam pe Cosmopolis, la restaurant, la mine, cum era? Deci tu erai master chef. Corect? Da. A, pe Cosmopolis. Eu nu-i master chef, e altceva. Vinea Miela și mânca la restaurant la mine, pe bune, la Turcia, la turci. Am înțeles. Deci, vedeți, trebuie tactică la pregătirile astea. Si bon. Știi spaniolul? Nu știu spaniol. Da, vorbesc, ce vrei tu, în engleză? La Spania. N-am o cârpă aici, Ioane, ia dă-și mie ortie să șermânele. Ia, mai dau de la mine, ia. Din pozunar. Șervețele. Nu, are șervețele de la sigilate. Originale? Astea de hai, știi, poate odată, nu mai vorbi mult. Vorbești mult. Alo, doamna Mare. Mi-a ajuns pe gură, carne. Doamna Mare. Ia-mă tale, pe vrei. Ia-le. Ce înseamnă asta, glaze? Înseamnă ochiare. E picioară. Ăștia când fierbe la urmă, le pun la presat, tăiați asta. Să te duci acolo la urmă la oală, să vadă că mai avem una la fiert acolo. Stai să mă duc acum. Du-te. Hai să le punem, Ilie. Să ne punem. Ce mi-i porți în picior, nu puteam să mai stau în picior. Dar uite ce s-a supărat pe mine, că nu ce mai fac. Că să mă muncesc, aud atâta mâncare. Să-i luci, au să-i poftă, fiindcă am păstrat și burțile, și ficatul, zic, să fac mați proaspeți. E păcat dacă am, dacă n-am, noi mai facem. Da, așa e. Când ai. Să aduci cuțetul, cuțet ai? Are cuțetul. Așa, ia cu tavă, ia tavă și du-le acolo și arată la oameni cum avem oală acolo. Hai ca să închidem și filmarea, că avem mult. Tavă, ca să duci la oală acolo. Eu, prieten, vorbesc tare, le înfricoșează de bura mea, că așa vorbesc pe tare. Eu nu vorbesc în ceca Georgiana, tot. Să audă oamenii tot. Dar eu zic și ăla acum, dacă sunteți amândoi cu ele. Da. Așa. Ce faci, Ilie? Eu par furie ca să duc la presat. Nu să le fierb toate, eu știu să le fierb. Nu le fierb toate. Nu știu. Te mai fierb și altă dată, să bag mea. Dar nu mai au gust dacă le bag. Nu e mică, dar... Nu e. Hai, Ilie, n-a ținut. Așa. Pune pe o tavă. Lasă, nu aveți tu lingura, să arată aia cum a fiert, să vadă prietenii. Doamna Mary, fii atent. În momentul când se face un cartaboș, cum se face? Alo! Hai. Cine spui Ioane acolo? Se pune un pic de zi de și zi nu numărat. Zi
pui de dafin și piper, boabe. Așa, credeam că Masterchef ai uitat rețeta. Bă, alo! La fochilie. E foc... Oh, nu. Bă, bă, alo, utilia. Jimmy. Nu merge. Merge. Nu te curești. Asta e solo. Ia mă, Crăteaiu. Băi, băi, alo, vină cu ăla mine, șeful. Oh, Ioane, că ne arunci în aer. Ia el, mai închide-l, cum mai facem acolo.